Bun regăsit, prieten, la o nouă ediție a podcastului Legea Junglei aici pe platforma EVZ Hai România. Astăzi o să avem un subiect în exclusivitate, probabil pentru toată presa din România, pentru că l-am invitat, și o să intru direct în subiect, l-am invitat pe domnul general în rezervă Adrian Augustin Bărăscu, fostul director al Oficiului Național pentru Protecția Martorilor, fost ofițer DIPI, și las pe dânsul să povestească. Dar înainte de asta vreau să fac o mică introducere. Poate știți ce s-a întâmplat în 2015, așa zisul lot Bărăscu, conducerea întreagă a Oficiului Național pentru Protecția Martorilor au fost arestați de către procurarea DNA Florentina Mirică și au fost ținuți 5 luni în arest, după care 8 ani în procese, anul trecut, dacă nu mă înșel, sau anul acesta, au fost achitați definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Mult au fost trepuși în drepturi cei care încă erau activi, domnul general s-a pensionat și au primit și drepturile bănești, dar nu despre asta este vorba, ci despre faptul că au trecut printr-un calvar din cauza unui moft al unei procuroare, din cauza unei situații care atunci, o să vedeți ce însemna la vremea aceea statul paralel și ce însemna acest, cum să zic, acest conglomerat de puteri adunate într-un singur loc. Mă refer la SRI și la DNA în principal, acele protocoale, și unde au putut să ducă abuzurile de la acel moment. Îl las pe domnul general să se prezinte, să facă o mică introducere. Ce vreau să vă spun, rămâneți cu ochii pe noi, pentru că veți afla și despre Codruz Marta. Codruz Marta, care în 2012 a fost dat dispărut, mulți s-au chinuit să-l declare mort și totuși în anul 2015 Codruz Marta a făcut o cerere să intre în programul de protecție a martorilor. De ce nu a intrat, vom încerca să aflăm cât se poate, pentru că multe dintre informații au și caracter secret și o să încercăm să evităm să intrăm în acele discuții. Bun, bine ați venit, domnule general, și aș vrea în câteva vorbe să povestiți cine sunteți. Pentru că sunteți omul fără chip, ați fost până la momentul când a fost acel tamtam de presă cu arestarea, n-ați avut nici măcar o fotografie în presă. După care, că atunci când ați fost plimbați prin cucătușe de către DNA, toată presa s-a înghesuit să vă acuze, iar acum când în alta curte de casație și justiție v-a achitat definitiv, nimeni n-am văzut să fi venit să vă spună, să vă ceară scuze, măcar din rândul celor din presă, dar rămitea altor autorități. Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat și flatat să particip la o asemenea emisiune. Este prima abordare pe acel subiect peste care eu am crezut că s-a așezat praful și după imensul interes vis-a-vis de unitatea noastră, de ce făceam, de toate aceste probleme, ulterior presa a avut o abordare mai puțin interesantă. Evenimentul zilei a fost singurul cotidian care a avut o abordare de la început până la sfârșit. De multe ori ne-am întâlnit spre final și în sala de judecată la Înalta Curte și dacă inițial, inclusiv evenimentul zilei, a avut o poziție vis-a-vis de noi pe trendul informațiilor oferite din partea DNA-ului, care au fost preluate fără a fi verificate de presă, ulterior dumneavoastră și publicația dumneavoastră a dat dovadă de mult echilibru și a completat poziția cu datele și probele din dosar, reușind o evaluare și o apreciere corectă și justă a evenimentelor și neutră. Și neutră în același timp. În afară de dumneavoastră nu a mai fost niciun alt jurnalist sau altă publicație care să prezinte în două rânduri. Dacă atunci, la momentul respectiv, televiziunile erau pline cu noi, încătușați, plimbați, martorii care au fost
schingiuiți, duși niște condiții inumane, în timp ce noi ne făceam vacanțe de lux la munte și la mare, preluând inclusiv sintagma. Să punem ghilimelele, asta erau acuzațiile procurării Florică, Florentina Mirică. Pe banii martorilor și excursii exotice, ulterior totul s-a dovedit a nu fi real, nu a existat niciun fel de probe pe parcursul celor 8 ani de zile. Noi am venit în comparație cu probele prezentate de DNA în acuzarea noastră, care nu făceau altceva decât să fie interpretări personale sau intenționat eronate. Noi am venit cu probe scrise, emise de autorități competente, care într-un final fericit au dus la deznodământul juridic vis-a-vis de noi. Și finalul a fost totuși o apreciere a nevinovăției noastre și am reușit să ne reabilităm cât de cât în fața. O vedem pe fundal acum și pe doamna procuror Florentina Mirică, celebra procuror Florentina Mirică de la DNA, cea care mergea cu Codruța Chioveși de mână și la propriu și la figurat. O să ajungem și la dânsa, dar haideți un pic să... Chiar eu nu știu dacă mai este în sistem, știu că nu mai este sigur la DNA, nu știu dacă mai este în sistem și nici nu mă interesează, bine ar fi din punctul meu de vedere să nu mai fie, pentru că ce veți auzi astăzi o să vă îngrozească. Haideți, spuneți-mi în două vorbe cum ați intrat, așa ca să înțeleagă lumea, ați fost un locotenent de secție judiciară? Da, am terminat școala, școala de ofițeri de poliție în 1990. În entuziasmul și euforia Revoluției, credeam că suntem prima promoție care vom aduce dreptatea, justiția, nemai fiind alte opreliști de natură politică în activitatea noastră. Am început activitatea ca judiciarist, pentru că, în ciuda faptului că am avut rezultate bune în școală, de mic am vrut să mă fac polițist. Și ca și specializare mi-am ales judiciarul, care din punctul meu de vedere era adevărata muncă de poliție, era lupta cu infractorii, cu răul, cu toți, refuzând categoric, cu toate că aveam posibilitatea, specializări mult mai călduțe, cum ar fi circulație, economic, cercetări penale. Mi-am început activitatea în stradă, la una dintre cele mai mari secții de poliție din drumul Taberei, unde am găsit un colectiv extraordinar, cu oameni integri, care ne-au format, ne-au luat de mici și ne-au format într-o direcție corectă a profesiei de polițist. Ulterior, am fost șeful biroului urmăriri la sectorul 6, căutând persoane care se sustrăgeau executării mandatelor, persoane dispărute de la domiciliu. Am fost și șef de birou la evidența informatizată a persoanei. Ulterior mi-am desfășurat activitatea în cadrul Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate pe Traficul de Persoane, unde la vremea respectivă cu un colectiv extraordinar am reușit ridicarea vizelor pentru cetățenii români. Și atunci și la vremea respectivă Austria era unul dintre statele care se opunea cu vehemență ridicării vizelor pentru noi. Și în 2003 am început activitatea la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, plecând, să zic așa, cum le place tuturor să spună, de jos, ca ofițer de legătură, șef de serviciu, de două ori director. Activitatea anterioară m-a ajutat foarte mult să înțeleg destul de bine ce se dorește, care este rolul și scopul unei unități de protecție a martorilor. De exemplu, lucrând la urmăriri, trebuia să fac tot ce este posibil să identific niște persoane care se ascundeau. Acum, în calitatea aceasta, trebuia să pun opreliști în a fi găsite de alte persoane. Pe segmentul de stare civilă la evidența informatizată a persoanelor, am înțeles ce înseamnă datele, cartea de identitate, ce elemente din ele pot fi reținute pentru a asigura o conspirativitate cât mai mare pentru persoanele care se aflau în programul de protecție a martorilor. Ok, am vrut să vă prezentați singur pentru a înțelege cei care ne urmăresc că nu este vorba despre un șef ajuns în poliție politic sau pe pile, ci plecat din stradă cu academia făcută, plecat din stradă și ajuns la cel mai înalt nivel, la gradul de general și la conducerea unei
unui serviciu, unui oficiu, acest oficiu pentru protecția martorilor, foarte important, pentru că o să înțelegeți de ce când o să ne, ne povestească domnul general, cât de important și cât de periculos poate fi să lucrezi în acest, în acest domeniu. Bun, am ajuns la funcția de, la dumneavoastră, la funcția de director OPM, da. Oficiul Național pentru Protecția Martorilor. Probabil că nu ne-am fi cunoscut niciodată, n-am fi auzit unul de celălalt. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat în anul 2000? În anul 2015, 16 noiembrie, o zi de referință. A început în 2015. A început în 2015, dar preambula a fost undeva la începutul anului 2014, când după concursul pentru postul de director, am avut prima întâlnire de gradul 1, nu era încă de gradul 0, cu doamna Mirică, care avea anumite nemulțumiri față de modul cum decurgeau aplicarea măsurilor de protecție, față de niște martori pe care domnia sa i-a utilizat în procesele, în rechizitorile domniei sale. I-am explicat în mare ce poate să facă oficiu, care sunt pârghiile și posibilitățile legale. Da. Domnia s-a făcut la vremea respectivă o sesizare la corpul de control al ministrului, a venit corpul de control, a stabilit anumite lucruri care trebuiau remediate, dar nu a fost constatată nicio încălcare a unor drepturi ale martorilor aflați în program. Ulterior, domnia s-a mai introduce în program o altă familie de martori și de aici să zic că am fost începutul vâlvătăii de contradicție dintre unitatea noastră și doamna Mirică. Doamna Mirică personal sau instituția pe care reprezintă? Doamna Mirică personal. Nu vreau să fac o anumită remarcă care ar fi deplasată, deoarece unitatea noastră nu s-a lovit numai de cooperarea cu doamna Mirică. Doamna Mirică a fost excepția care a reușit să ducă la distrugerea unei unități. Noi am avut în programul de protecție să aflau martori incluși de procurori de la alte parchete județene, de către instanțe de judecată. Nu era doamna Mirică sau DNA-ul singura instituție. Atunci, pe trendul acela de arestări multiple și tot, a fost într-adevăr o accelerare a solicitărilor de includere în program din partea DNA-ului și vreau să spun că nu exista caz de interes media din punct de vedere judiciar care să nu aibă un corespondent în programul de protecție a martorilor. Chiar pe drum mă gândeam vis-a-vis de... solicitările doamnei Mirică erau de-a dreptul aberante, în ideea în care se solicita să asigurăm 40.000 de euro, o diferență de plată a unui martor la un dezvoltator imobiliar. Respectiv, martorul respectiv și-a achiziționat o casă la dezvoltator, n-a mai reușit să-și plătească martorul și doamna Mirică ne solicita nouă. Să plătiți din fondurile... Să plătim din fondurile pentru protecția martorilor. Să-i plătiți casa unui martor. Să-i plătim casa persoanei respective. O altă problemă era să asigurăm unei celebre doamne care fusese avocat o sumă echivalentă la 3.000 de euro lunar, pe care domnia sa o pretindea că o avea ca venit înainte de intrarea în program, dar la momentul includerii în program, acea distinsă doamnă avocat era suspendată și avea chiar interdicția instanței de a-și exercita profesia de avocat. Deci nu, deci n-avea nici de cum includerea în program nu era, sau pierderea acestei sume de bani nu se datora includerii în program. Și o altă solicitare așa era să-i schimbăm domiciliu. Doamna Mirică, nefăcând o distinție elementară de natură juridică între măsura schimbării domiciliului din punct de vedere al legii privind protecția martorilor și schimbarea domiciliului pe legea privind identitatea. Și a spus, doamnă, nu se poate, avem nevoie de acordul proprietarului ca să-i facem. Și acea persoană care se afla în programul de protecție, nu că să rămână în continuare la locuința pe care avea. Doamnă, păi dacă este în pericol, această persoană este pusă în pericol viața ei, a membrilor de familie, trebuie relocată. Nu! A avut loc, i-am lăsat chiar o cărticică cu recomandarea, se numea Ghidul privind pașii spre programul de protecție a martorilor, scrisă de mine, pe înțelesul tuturor persoanelor, neapărat pentru un jurist cum era doamna Mirica. Și
I-a spus, în momentul în care va înțelege mai bine ce anume urmărește această lege și ce putem noi să facem, să mă contacteze. A spus că dânsa este magistrat, că eu i-am explicat că, din păcate, nu sunt poliție judiciară și nu îmi poate dispune ce dorește dumneavoastră. Modalitatea de aplicare a programului este apanajul meu. Și de acolo a început tot acest cerc vicios vis-a-vis de atitudinea domniei sale față de noi. Puteți să faceți un pic referire și la momentul când vi s-a cerut să puneți la dispoziție unor persoane neautorizate baza de date cu martorii protejați? Da. Conjunctura a făcut ca situația în care noi am ajuns să fie una defavorabilă pe mai multe fronturi. Sincer, unitatea noastră sau colegii mei și în frunte cu mine am luptat să facem din această unitate o unitate în concordanță cu scopurile pentru care a fost înființată. Și de aici a început un adevărat război conceptual, să zic așa, inclusiv cu conducerea Poliției Române, al cărui șef la vremea respectivă era domnul inspector general Tobă, un om cu o pregătire profesională în domeniul poliției deosebit, absolvent al facultății de subinginer. Și mi s-a cerut la un moment dat, am fost invitat la domnia sa în birou și mi s-a cerut să îi pun la dispoziție, într-un mod prietenesc și foarte dezinvolt, să-i pun la dispoziție o listă cu persoanele aflate în programul de protecție și cazurile în care aceștia au calitatea de martor protejat. Avea acest drept? Cine avea dreptul să vadă? Adică avea drept, acest drept domnul Petre Tobă, ca șef al IGPR? Deci nu numai că nu avea acest drept inspectorul general, înainte de toate, includerea persoanelor în programul de protecție era apanajul procurorilor și judecătorilor. Și inclusiv doamna Mirică, din punctul meu de vedere, a încălcat anumite elemente de conspirativitate în ideea în care a procedat în cazul nostru la audierea martorilor aflați în programul de protecție, care erau incluși de către alți procurori, de către judecători, inclusiv a procedat, și aici fac o scurtă paranteză, în programul de protecție din România, datorită modului în care noi am fost percepuți în plan internațional, unde chiar reușisem în 10 ani să ne facem o carte de vizită bazată înainte de toate pe încredere. Aveam relocat pe teritoriul României undeva la 10 familii de cetățeni străini aparținând programelor de protecție altor state, relocați pe teritoriul României. Care plăteau statului român. Categoric o să revin și aici. Inclusiv acești martori au fost chemați și audiați de doamna procuror Mirică. Cetățeni străini aflați în alte... Care erau în programul de protecție al altor state. Da, fapt ce a dus ulterior la extragerea lor din România și relocarea fie la alte state considerate parteneri de încredere și tot. Vis-a-vis de calitatea pe care o aveau acești martori relocați pe teritoriul României, cred că eram una dintre puținele unități de poliție care, într-o formă sau alta, pe lângă bugetul care l-aveam noi, care era un buget destul de mic, aduceam beneficii financiare acestei țări. La cele 10 familii care erau relocate pe teritoriul nostru, costurile de trai pentru o familie variau între 70 și 100 de mii de euro în funcție de câți membri de familie erau. Atât acești bani care erau achitați de către statul care îi trimitea pe teritoriu. Și aici intrau chirii, bani pentru școală, tratament medical, asigurări de sănătate, cursuri de pregătire, tot. În momentul în care madame Mirică a avut o asemenea atitudine, am fost considerați pe plan internațional neserioși și toți și-au retras martorii. Înainte de a reveni la ceea ce s-a întâmplat, toată lumea așteaptă și primesc mesaje, așteaptă momentul cu legat de Codruț Marta. După cum se știe, Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar de la ANAF, a dispărut în condiții misterioase în anul 2012. Era considerat deținător al unor informații foarte importante în legătură cu banii negri care circulau din industria petrolului, din toată zona asta accizată, circulau
pe linia ANAF și mai departe politic. S-a vorbit că a fost omorât în ziua respectivă, au fost speculații despre Codruț Marta. Cert este că nici acum nu a apărut, din câte știu, nici n-a fost declarat mort, prin ceea ce ne veți spune acum, înțeleg de ce nu este încă declarat mort, înseamnă că lumea știe ce se întâmplă, sau cine trebuie să știe, știe unde este. Hai, spuneți-ne cum ați aflat, sau ce s-a întâmplat în anul 2015 la 3 ani distanță de când el era dat dispărut și se făceau acele speculații. Da. Oficiul nostru, ca orice unitate de poliție, avea declarată public o adresă de mail, o adresă, un număr de fax, o posibilitate de contact din partea oricărei persoane pentru diferite solicitări. La un moment dat, la dispeceratul unității, a fost primit un fax în care, dacă încerc să reproduc cât mai exact, spunea că este avocatul lui Codruț Marta și este interesat care este procedura de includere în programa acestuia și cine anume decide. Ca la orice interpelare de acest gen, aveam obligația legală să răspundem în termen de 30 de zile, am formulat un răspuns în care, pe scurt, s-a explicat că includerea în programul de protecție este apanajul procurorului sau al judecătorului. Am trimis răspunsul la numărul de fax de unde ne-a fost transmis acest lucru, după care a încetat orice fel de abordare vis-a-vis de acest domeniu de interes. Părerea mea personală este că fie avocatul, fie Codruț Marta nu avea niciun fel de încredere din partea vreunui procuror sau judecător ca să continue procedura. Deci cu certitudine el n-a fost, cât a fost dumneavoastră, n-a intrat în program. Nu a fost inclus în program, și... dar abia ulterior am înțeles că s-au trezit și autoritățile române, bă, hai să-l căutăm și în programul de protecție a martorilor, dar la aproape la un an după ce noi primisem deja această solicitare. Am înțeles. Deci e posibil ca un procuror sau un judecător, dacă ar fi să fi urmat avocatul și Codruț Marta ar fi urmat calea legală, este posibil să fi fost refuzat? Nu cred că a fost refuzat. Cred că a dorit totuși, știu, să-și refacă statutul de persoană în viață cu drepturile și obligațiile respective, dar cred că s-a temut de conexiunea cu autoritățile legale, respectiv procuror sau judecător. Și aia a fost, zice, bă, bun, dacă depinde de... Bănesc că au vrut, sau el s-ar fi așteptat ca noi să fim cei care decidem și să n-aibă nicio altă conexiune cu un procuror, cu un judecător, pe acest segment. E doar o supoziție, nu am alte elemente care să... Dar dumneavoastră atunci când ați primit acel fax, în afara faptului că i-ați răspuns, ați informat că era tămbălău mare cu dispariția. Nu aveam niciun fel de obligație să informez, mai ales că solicitările pentru unitatea noastră, că apropo de modalitatea în care ați făcut introducerea, eu consideram al cincelea serviciu secret din această țară, după SRI, SIE, DIPI, DGA, DGIA. Adică erau informații confidențiale pe un anumit segment și nu ne puteam afișa noi, domne, uite cine a solicitat așa. Ani, ideea în care ar fi fost demarată procedura, ar fi trecut printr-o autoritate, respectiv procuror judecător, și atunci ar fi fost o altă abordare. Am înțeles. Ok, acum că tot încercăm până ajungem să discutăm ce s-a întâmplat, tot aș vrea să discut niște puncte cheie. La un moment dat ați avut la Oficiu pentru Protecția Martorilor, da? Ați avut o percheziție DNA. Da, după... În momentul în care doamna procuror Mirică a demarat celebra acțiune de sancționare a grupului organizat, un grup criminal deosebit de la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, s-au făcut percheziții atât în sistemele informatice personale cât și cele ale unității. Au fost ridicate hardurile, calculatoarele cu toate bazele de date care conținau datele tuturor martorilor, dosarele în care erau. Deci cu alte cuvinte, cineva a luat toată baza exact de date cu martorii chestia. Protejați, da? Nici la finalul procesului, după 8 ani de zile, nu a apărut un proces verbal
cu rezultatul acestei percheții. Dar înapoi, știți cumva dacă a fost dată înapoi baza de date, unde a ajuns, cine s-a uitat prin ea, aveau dreptul să se uite în această bază de date? Înainte de toate, dreptul de a se uita în acea bază de date putea să aibă orice autoritate de stat competentă, dar, din punctul meu de vedere, cu o singură condiție, cu avizul procurorului sau magistratului care a dispus includerea în program a persoanei respective. Unde a ajuns acea bază de date? Ce s-a întâmplat cu ea? Că a fost copiată? Că n-a fost copiată? Este dar o întrebare. De ce credeți că e atât de importantă această bază? Sau pentru cine este atât de importantă această bază de date cu martorii protecției? Așa cum v-am spus, nu a existat caz de notorietate la vremea respectivă care să nu aibă un corespondent în protecția, în programul de protecție a martorilor. Și aici erau abordate toate domeniile, începând de la sfera crimei organizate, mari infracțiuni economico-financiare, mici aspecte de natură politică, pe care iarăși am refuzat să le iau la vremea respectivă și ulterior s-a dovedit a nu fi bine. Vreau să fac o mică divagație. La un moment dat, domnul procuror Uncheșelu, o altă celebritatea DNA-ului din acea perioadă, a vrut să introducă, considerându-l persoane de crimă organizată apte să ia viața unei persoane, pe fostul premier Victor Ponta, pe Dan Șova, erau niște oameni de o ferocitate, de o agresivitate, așa. Și am refuzat pentru că ne-am dat seama din evaluarea martorului respectiv, care ulterior a reclamat România la CEDO, a pierdut procesul, a fugit, s-au bătut cu toți pe la televiziuni, i-a apărat peste tot. Adică am încercat la vremea respectivă cât am fost să păstrez un echilibru și să nu includ unitatea în răfuieli politice de moment. Și e de notorietate că la vremea respectivă DNA-ul avea ținta și nu conta ce anume se întâmplă, cum era și la noi, suspiciuni rezonabile, o sintagmă juridică reinventată după noile coduri, care nu au făcut altceva decât fie să calce în picioare principiile de drept penal și de procedură penală, fie să distrugă persoane, instituții, oameni incomod. Pe principiu, cine nu e cu noi este împotriva noastră. Ați vorbit de suspiciuni rezonabile, motivul pentru care ați fost 5 luni arestați noastră și colegii noastră. Haideți să intrăm un pic și în povestea asta cu arestarea. Bun, deci când s-a produs momentul arestării, pentru că este un moment foarte important și vreau să-l povestiți, să-l înțeleagă și cei care se... Momentul arestării a fost un prilej tot de natură politică, respectiv numirea fostului inspector general, domnul Petre Tob, în funcția de ministru de interne, în celebru guvern Cioloș. Noi am avut în programul de protecție un martor și la un moment dat ofițerul de legătură cu care ținea legătura între oficiu și martor și restul problemelor judiciare se ținea prin intermediul a doi ofițeri desemnați din partea noastră, care în permanență purta discuții, rezolva toate problemele pe care martorul le ridica, fie martorul, fie organele judiciare. Și acest ofițer de legătură vine la mine împreună cu șefa de serviciu, șefa tot din director, oficiu, tot da? Din cadrul oficiului, da. Domnul director, da, am pe martorul X care dorește să meargă, să vină la București, a fiind relocat undeva prin centrul țării, pentru care să-i dea o șpagă domnului Tobă. Mă, în ce chestie? Păi are o firmă de pază, dacă vă aduceți cu toți aminte, a fost o bejenie vis-a-vis de firmele de pază și protecție tot prin perioada respectivă. Păi zic, băi, Dane, bun, totul a fost pe cale orală sau? Nu, șeful că i-am făcut prin scrin la un alt telefon care l-avea el în afară de cel dat de oficiu, în care spunea, am probleme cu asta, ce fac, au fost controle la firmă. Răspuns era, ia legătura cu Gianu, care era adjunctul pe ordine publică al domnului Tobă. Am chemat imediat ofițerul cu protecția internă de la noi, care avea o vastă experiență, pentru că unul dintre motivele
pe care nu le-am înțeles toți cei care erau la conducerea oficiului, oameni cu experiență și cu o probitate extraordinară. O să revenim, dar haideți să nu rupem aici, da, momentul că e foarte și important. Și l-am chemat pe ofițerul respectiv, care, printre altele, a fost adjunct al Direcției de Contrainformații de la DIPI și era șeful meu de serviciu, i-am prezentat situația. A spus, bun, o să am eu o cunoștință, pentru că știam relația triangulară dintre domnul Tob, doamna Chioveși și cu domnul Coldea. Erau relații de prietenie, bănuiesc că bazate pe interesele profesionale. Și zice, merg eu la Ploiești. Ne-am gândit, dacă mergem la București, imediat. Zice, merg eu la Ploiești, la celebra unitate de elită, cu DNA, telefonul, da? Și cu toată corespondența dintre toate. În ziua, în dimineața zilei de 16, când ofițerul meu era... 16 noiembrie 2015, când trebuia să meargă cu acel material la DNA Ploiești, ne-am trezit cu mandate de aducere, reținuți, ulterior arestați și tot. Pentru că doamna Mirica a dispus de-a lungul timpului măsuri de supraveghere a comunicațiilor noastre, de filaj și așa, și mandatul nostru era, expira undeva prin ianuarie, pentru că de fiecare dată, la fiecare solicitare, argumenta către judecătorul care aprobase emiterea mandatului că nu au fost identificate, că nu s-a stabilit grupul infracțional, că n-a fost stabilit modul de operare, pentru că nu exista niciun grup și niciun mod de operare. Toată lumea ne făceam datoria în conformitate cu fișa postului și obligațiile noastre. Deci, haide să... Și atunci, pe acel fond, în ziua respectivă, domnul Tob a fost numit ministru și pe noi ne-a luat pe toți. Și ofițerul meu n-a mai ajuns. Deci, momentul arestării dumneavoastră și a grupului a fost momentul în care un ofițer din cadrul Oficiului Național de Protecție a Martorilor se ducea cu probele pe care noi le aveam la DNA Ploiești, da, ca să demaște sau să denunțe o posibilă o infracțiune. Am înțeles, o infracțiune. Am înțeles, ok. Sper că ați înțeles și dumneavoastră. Și seara, după ce a fost numit ministru, domnul Tobă, din informațiile pe care le dețin, a sunat la arestul central, la celebru beci domnesc, întrebând, i-ați băgat mă jos pe ea? Răspunsul a fost... Deci domnul ministru Tobă s-a interesat în mod direct de starea noastră de libertate. Ceea ce și spuneți sunt niște grozăvii pe cuvânt, adică puțină... Starea de normalitate a acelei perioade. Corect, starea de normalitate a acelei perioade. Bun, vorbeați despre cei care au făcut parte din lotul Bărăscu. Spuneți-mi, tot pentru cei care se uită la noi, cam ce nivel de polițiști erau? Înainte de toate erau ofițeri cu, cel puțin cei care erau la conducere, erau ofițeri cu o vastă experiență, de exemplu, fost adjunct de DOS, de la Direcția Operațiuni Speciale, șeful sectorului 1 protecție din partea DIPI, care asigura protecția la nivel de Ministerul de Interne, nu la o unitate teritorială mai puțin importantă, adjunct al șefului contrainformațiilor de la DIPI, adjunct de direcție, ofițer care a lucrat la Direcția de Combatere a Crimei Organizate și la DICOT ca ofițer, oameni cu pregătire și toți trecuți de 40 și ceva de ani, cu familii realizați din punct de vedere material, profesional, care, credeți-mă, nu aveau niciun fel de motivație pentru a săvârși niciun fel. Noi nu ne-am gândit că am vrea să săvârșim, dar minte să și punem în practică ceva, dar și pentru noi a fost un șoc. Nu ne-am explicat, păi ce se întâmplă? Spuneați că la un moment dat era chiar vizibil filajul de la... Da, având în vedere mai multe aspecte, pentru că una, iar din ofițerii de execuție, foarte mulți lucraseră, aveau 15 ani cel puțin pe la Direcția Antidrog, pe la Direcția de Combatere a Crimei Organizate, pe la DOS, adică erau oameni uzați în munca de poliție și în situații grele. De exemplu, cel pe care l-aveam eu șofer, fusese șofer la Direcția de Operațiuni Speciale și când plecam șeful, da, avem coadă. Bă, zic, niciun fel de problemă. Unde mergem? La serviciu. Avem ceva în portbagaj care... Nu. Hai să ne facem treaba.
filajul care îl asigurau și cei de la DIPI. Erau colegii mei care fuseseră șefi acolo, știau numere, știau mașini tot, și am discutat cu toții. Șeful iar avem în parcare. Pă bun, facem ceva? Nu facem, hai să ne vedem de treabă. Și totuși, la un moment dat, pe niște interceptări DIPI, pe care în alta curte de casație și justiție le-a scos din dosar, da, în sfârșit, adică la final și-au dat seama că în primul sunt rând... Sunt neconstituționale. În primul rând, Direcția de Protecție nu avea calitate. Nu are calitatea să facă interceptări, asta este clar. Dar la un moment dat spuneați că s-au făcut inclusiv niște modificări în transcripturi, da, și e interesant ca să înțeleagă cei care ne privesc că într-adevăr acest stat paralel și această lume, această lege a junglei din statul paralel a existat cu adevărat pentru cei care încă nu cred că așa ceva s-a întâmplat. Tocmai de aceea l-am invitat pe domnul general, pentru că este unul dintre cei care a trecut prin așa ceva și a și fost achitat de către înalta curte, pentru că altfel, dacă ar fi fost condamnat, poate că n-aveam această discuție, dar înalta curte a dat acest verdict. Bun, spuneți-mi cum se da, fabricau probele. În momentul în care dreptul spune că un procuror trebuie să adune probe atât în acuzarea unei persoane, dar cât și în favoarea lui. La noi nu există niciun fel de probe, pentru că v-am spus, pe decursul celor 8 ani, toată nevinovăția ne-am argumentat-o pe documente scrise, pe înscrisuri, au procedat la transcrierea eronată a unor elemente din convorbiri, tocmai în ideea de a-și crea probe artificiale, pentru că trebuiau să susțină și măsurile dispuse de noi și eventual o finalitate printr-o condamnare. Și aici au fost câteva aspecte. De exemplu, la într-o interceptare dintre mine și un coleg de-al meu, care îmi spune: domnul director, am vorbit cu un alt director, de unde noi achiziționam anumite sisteme, am vorbit cu domnul director să ne trăinuiască. Bun. În transcrierea DNA am vorbit cu domnul director să ne tăinuiască. Un coleg de-al meu care a instalat un sistem de alarmare la locuința unui martor undeva pe la Constanța, o sună pe șefa inculpată și ambii inculpați. Șefa: da, am rezolvat chestia cu sistemul de la Constanța. În traducere, bineînțeles, șefa: am rezolvat chifteaua cu sistemul de la Constanța. O altă chestie, aveam unul dintre colegii mei, îl chema Tavi, și discutam: bine, Tavi, nu știu, peste tot a fost transformat din Tavi în sintagma Tati, ca să dea dovadă de apropiere, de conivență, de subordonare, conivență infracțională și tot, și peste tot unde eu spuneam Tavi, nu era genul meu, chiar am urât întotdeauna expresii de genul Tati, puiule, ceva, știi? Peste tot a fost tradus. O altă chestie, schimbă interlocutorii unde discuții doamna psiholog de la noi cu altă psiholog, le schimbă ce vorbea una pus pe mâna celălalt. A inversat rolul. În instanța am reaudiat asta și s-a convins și instanța. Așa. Dar o altă problemă vis-a-vis de un prejudiciu imens și toate cele. Chiar, aș vrea să știu pentru ce a stat unul dintre colegii dumneavoastră 5 luni la Beciu Domnesc. Da. Este interesant. Una dintre modalitățile de a strânge probe, pentru că a fost destul de vizibil, că eu am fost cel mai caustic atât în abordarea cu doamna procuror, refuzându-i anumite pretenții care depășeau sfera legală a programului de protecție, care a fost strategia dumnei de lucru? A știut de la început că nu are niciun fel de probe. Și atunci a încercat toate tertipurile, părerea mea, de tortură psihologică, și asta numai pentru simplu fapt că a putut. A adunat tot ce era în anturajul meu profesional și ne-a arestat pe toți în ideea că unul dintre ei trebuie să știe ceva legat de vreo eventuală infracțiune sau ilegalitate săvârșită de mine. Printre care a fost luat și acest coleg, un tip care lucrase vreo 20 de ani la antidrog, a făcut pe sub pasarele, a preluat tirurile de la Giurgiu, le-a dus niște condiții de ger, de tot, nemânca și tot. Dar un tip extraordinar de dedicat profesiei de polițist, tot promoție cu mine.
Și acesta avea undeva pe 24 ianuarie 2013 avea de dus un martor care se afla în programul de protecție de la București la Iași. Toată lumea știe că pe 24, că în ianuarie, drumul București-Buzău spre Moldova este supus în zăpezirii și tot. Și atunci a propus, dom'le, hai să luăm 2-3 lopeți pentru fiecare mașină, în caz că rămânem, având Logan, mașini având de forță, mașini, că aveați având mașini mai multe, de se soție, pleca aveți, în da. Dispozitiv de protecție. Și a întocmit un referat cu propunerea de achiziționare a 10 lopeți. 10 lopeți care au fost achiziționate prin structura de logistică cu 3 oferte, Dedeman, Bricostor și Dedeman, un celebru prejudiciu de 500 și vreo 19 lei. Aceasta a fost singura faptă pentru care... Adică atât au costat 10 lopeți? Atât a costat acele lopeți, fapt pentru care s-a apreciat corectiv să facă vreo 5 luni și ceva de... Deci colegul dumneavoastră care a cumpărat pe o licitație, da? Deci, nu el l-a cumpărat, licitație. El a făcut doar referatul. A făcut referatul și a... De necesitate? Da? L-a înaintat celor de la logistică, deci care l-au achiziționat. 500 de lei a fost băgat 5 luni la Vechiul Domnesc. Exact. Da, okay. Și a adunat și mai era ideea, că ulterior ne-am întâlnit, am mai discutat, iarăși niște aberații judiciare, am stat 3 în cameră la penitenciar, după care n-am avut voie să mai luăm legătura unul cu altul, dar în ideea că, bine, sunt convins că în perioada respectivă și în arest am fost s-au luat măsuri de interceptare, oricum n-a reușit, dar nu pentru că am fi avut noi vreo atitudine, nu, pentru pur și simplu că nu, niciunul dintre noi nu a făcut nimic care să încalce legea. Și acest coleg mai s-a stat alături și a luat pe toți și tot îi scotea din arest. Dă-ni-l pe Bărăscu și te pun liber. Adică s-a mers și la nivelul de șantaj. Dă-ni-l pe Bărăscu și te pun liber. Toți așa, domnule, ți-l aș da cu toată familia. Din păcate nu știu. Știu că a adus la unitate. Dar de luat de aici, nu că n-avea ce să ia. Pentru că și procedura de gestionare a banilor era destul de complicată. Trebuiau multe avize. Tocmai ideea a fost, am creat-o la momentul respectiv, tocmai ideea de a nu se putea face nimic și de a nu exista niciodată. Adică nu puteau să semneze 7 inși, scoaterea unei sume de bani, de care să beneficieze unul, sau sumele erau atât de mici încât, v-am zis, statutul nostru familial, material de la vremea respectivă, nu ne putea permite nici să ne gândim că am vrea să facem o asemenea... Ați spus că nu numai că n-ați luat ce ați adus. Exact. Am înțeles că Oficiul Național pentru Protecția Martorilor a fost unul dintre cele mai puternice instituții de genul ăsta, probabil că dacă nu din lume, din Europa. Și ați reușit să faceți ceea ce mulți n-au făcut și multe țări nu au ce aveau. Aș vrea în două vorbe, că e interesant să se știe la ce nivel lucra la vremea aceea Oficiul Național pentru Protecția Martorilor și ce s-a distrus prin acțiunea doamnei procuror și a DNA-ului. Unitatea a fost înființată în 2003, dar fiind acolo, de-a lungul întregii perioade, am reușit să beneficiez de niște stadii de pregătire de excepție cu Austria, Germania, am fost în Irlanda de Nord la Belfast 2 săptămâni, cu Israelul, care se știe că este unul dintre cel mai puternic stat în domeniul de protecție a cetățenilor, indiferent de conjunctură și oriunde în lume. Și am încercat să implementez din tot ce am văzut în acest context, să implementez și în România, pentru că această unitate exista. Ea nu a fost niciodată o unitate foarte iubită de către poliția română, unde, din punctul meu de vedere, nu și-avea locul, deoarece era consumatoare de resurse financiare. Niciunul dintre polițiști nu puteau să includă sau să scoată, nu puteau să aibă acces la acest sistem în funcție de anumite interese, singurii fiind magistrații. Și nefiind, eram și slab subvenționat și tot. Și am încercat să implementez tot ce am văzut afară, mai ales că
lipsit de falsă modestie, la un moment dat am fost cooptat, s-a creat la nivel Europol un grup de 4 experți, printre care și eu, ca să gândim un sistem de dotare al unităților care să fie aplicabil tuturor unităților din Europa. Și atunci am încercat să implementez toate acestea, cum ar fi supravegherea locațiilor martori, introducerea de sisteme GPS de monitorizare, stabilirea unor zone de securitate și mai multe aspecte de natură tactică care să ducă într-adevăr la o protecție reală și efectivă a celor care se aflau în programul de protecție a martorilor. Ori aceste lucruri n-au convenit, vă dau un exemplu. IGPR-ul a făcut la vremea respectivă tot la fel un sistem de monitorizare la centru operațional și a costat, eu n-am vrut să mă raliez în a face cu el, și cât i-a costat pe el un singur centru, am făcut două la UNPM cu bani mai puțin decât au făcut ei. După modelul din Israel, nu? După modelul din Israel, cu tot. Cu monitoare, cu monitoare, toți martorii știați unde sunt, da, în orice moment. Exact. Am avut o cooperare deosebită pentru securizarea comunicațiilor cu cei de la STS, care au dat dovadă de mult profesionalism și tot. Iar după această amvergură de intervenție ADN-ului, credeți-mă, s-a dus înapoi oficiul cu cel puțin 10 ani de zile, atât pe plan internațional, unde reușisem să ne facem remarcați ca niște colaboratori corecți, loiali, cu posibilități, pentru că nimeni nu și-ar fi adus pe teritoriul nostru martor dacă nu le oferam același nivel sau un nivel minim de securitate care exista și pe teritoriul lor. Adică toate aceste investiții care noi le-am făcut sau urma să le facem în domeniul securizării locuințelor și a persoanelor, urmau să se întoarcă la nivelul României ca beneficiu prin numărul de martori care urmau să fie relocați pe teritoriul României. Pentru că, în comparație cu alte state, noi eram o țară destul de mare, cu un teritoriu destul de mare și aveam posibilitatea de a-i reloca pe diferite zone unde să nu fie în pericol, comparativ cu partenerii externi care aveau țări mici unde totul se știa. Și toată intervenția ADN-ului n-a făcut altceva decât să ne decredibilizeze atât pe plan internațional, nici acum nu știu dacă au fost remediate toate prejudiciile create de atunci, dar e clar că dintr-un stat, dintr-o unitate care încercam să devenim un actor regional, pentru că am avut niște inițiative să facem noi pe zona balcanică cu state din fostul spațiu iugoslav, să facem noi un centru pe sistemul centru SECI de la București, cu fonduri europene, cu centru de pregătire la București. Toate astea s-au năruit ca urmare a intervenției doamnei Mirica. Bun, dar ca să spunem, deci tot lotul Borescu a fost achitat, da? Categoric. Și îmi spuneați la un moment că mulți dintre cei din lotul dumneavoastră v-ați pensionat. Majoritatea ne-am pensionat pentru că eram la vârsta. Dar nu, că mă întreabă cineva de ce este pensionar când este atât de tânăr. Pentru că aveți vârstă. Pentru că, da. Există vârstă. Am ieșit la stadiu maxim la 25 de ani de activitate. Mi-aș fi dorit să continui. Mă simțeam capabil și chiar eram în plenitudinea experienței și a cunoștinței acestui domeniu și puteam să duc. Dar, din păcate, alegerea spre pensie a fost o chestie forțată de sistemul judiciar de la acea vreme. Am înțeles. Bun, și deci colegii noastre, unii au fost repuși, v-ați luat toți drepturile bănești, nu? Da. Deci, nu numai că v-ați luat drepturile bănești, și am înțeles că sunt și colegi care au dat în judecată. Da, sunt colegi care au dat în judecată, unii dintre noi, pentru că nu este ușor să stai 8 ani de zile din instanță în instanță, cu termene, costuri, cu avocații. La un moment dat intervine o saturație și cât de mult ai dori să lupți până la capăt cu acest sistem, care nu a produs altceva decât să producă pagube bugetului de stat. Vă dau un exemplu. Asta vreau să vă întreb, că la cât credeți că se ridică gaura la bugetul de stat făcută prin acțiunea DNA? Este enormă. Înainte de toate, știu că ne-a băgat în rechizitoriu, trebuia să plătim undeva fiecare la vreo 100.000 de lei,
cheltuielile pe fiecare dintre inculpați ca urmare a acțiunilor de filaj, investigații, interceptări și tot. Deci au stat din iunie până în noiembrie o întreagă armată să ne fileze, să ne intercepteze, fără niciun rezultat, când aceste forțe puteau fi direcționate, într-adevăr, spre grupuri de crimă organizată, spre alte zone în care, într-adevăr, infracționalitatea era evidentă. După care au fost cheltuielile 8 ani de proces, instanță încărcată cu un dosar, cu reaudier, cu tot costuri. Așa. Plus, după aia, faptul că după ce s-a încheiat procesul la Înalta Curte, banii ne-au fost restituiți pentru toată perioada în care am fost scoși. Am colegi care 8 ani de zile au fost detașați la alte unități, n-au avut acces la certificatele ORNIS, care efectiv erau vizitatori ai unităților de poliție de acolo, pentru că nu puteau să-și desfășoare munca neavând acces la ORNIS. Au fost luați, repuși în, la ONPM pe funcțiile de unde au plecat și li s-au dat banii înapoi pe 8 ani de zile, ori 11 persoane. Cui a ajutat toată această luptă personală pe care doamna Mirică n-a avut-o cu nimeni, n-a avut-o efectiv cu mine, a vrut să demonstreze că poate, are pârghiile și nu o interesează. Eu am recuzat-o pe doamna Mirică în momentul în care mi-a adus la cunoștință faptul că sunt inculpat, am recuzat-o spunând că, doamnă, nu puteți fi echidistantă, nu puteți fi obiectivă. Mi s-a refuzat cererea de recuzare și domnia s-a fost prezent la primul, la mandatul de arestare ca să-l susțină personal și tot. Deci n-a ajutat nimănui, din contra. Credeți că această eroare, ca să nu-i zic abuz, dacă ar fi existat o lege a răspunderii magistratului, categoric ar fi fost mult mai. Nu, dar credeți că un procuror care a necesar. Făcut așa ceva ar putea fi tras la răspundere acum când s-a dovedit? Poate nu sub aspect penal. Să zicem să-i scurgă la tura asta ca abuz în serviciu. Sub aspect material, cum ar fi fost ca această notă de plată să fi venit doamnei Mirică sau familiei Mirică acasă și trebuiască să o achite. Dar să ne gândim că doamna Mirică a intrat pe un tărâm pe care nu-l cunoștea, pentru că munca de informație, o unitate cu un specific, diferă de activitatea curentă, să zic, cotidiană a unor societăți. Dar doamna Mirică nu s-a oprit aici. Doamna Mirică de la noi a plecat la DIPI, a făcut două dosare, amândouă cu același deznodământ ca și la noi, unul care i-a fost întrerupt rechizitoriu de domnul procuror Volintiru când i-a zis, doamne, nu e nimic, fapta nu există. Deci era pusă fapte mari pe... Păi de la noi a mers la DIPI, plus că a făcut greșeli... Ce dosare a instrumentat la DIPI? Că... DIPI 1 și DIPI 2. Care amândouă unul care s-a oprit cu... la faza că domnul... Volintirul, când a ajuns șef de secție, i-a infirmat rechizitoriu, deci n-a mai ajuns în instanță și toți colegii de acolo, întâmplarea face că ei se știu, iar cel de-al doilea a fost trimis în instanță, unul dintre cei trimiși în instanță a murit, Luigi, un om extraordinar, un super profesionist, da? Mulți dintre noi și dintre ei s-au ales cu boli cronice, pe fond de stres și tot. Și toate cele trei cazuri, ONPM și două DIPI, făcute de doamna procuror Mirică, în același sistem, fără probe, hai că merge, le punem 1000 de fapte, dintr-o 1000 trebuie să rămână una. Deci toți au fost achitați. Ore întregi de anchetă, ore de supraveghere, instanțe încărcate, cui a ajutat? Și bineînțeles că și ei și-au primit banii înapoi. Am înțeles. Și okay. Încă o chestie pe care a făcut-o, da, tocmai pentru a ne îngreuna dezlânarea actelor depuse, pe lângă faptul că a tras de 3-4 ori la Xerox, când nici rechizitorul nostru a fost mai lung decât cel al naziștilor de la Nuremberg, se venea cu un coș în care erau de 3-4 ori trase aceleași hârtii ca să dea dovadă de volum. O altă problemă, toate documentele au fost puse într-o ordine, nouă ni s-a dat că am solicitat pentru apărare la început, am făcut copii de pe dosar, când a trimis la instanță, l-a renumerotat,
de așa natură în care noi spuneam judecătorului sau avocatul, uitați-vă la pagina, la pagina respectivă era ceva. Iarăși ea și trage toate volumele ca să putem să le punem într-o ordine firească și să putem să, ca instanța să ajungă la concluzia reală și corectă vis-a-vis de faptele noastre. Bun, acum am discutat așa câteva minute, îmi spuneați despre acuzațiile pe care vi le aduceau martorii sub acoperire sau pe care au vrut să vi le aducă la cererea doamnei Mirică. Mi-ați spus despre mai multe situații care în final și-au retras și ei și-au dat seama că sunt împinși în... Principalii acuzatori din partea martorilor care ne făceau orice, mai puțin ființe umane, le-am încălcat toate drepturile, i-am schingiuit, i-am maltratat fizic, psihic, pe ei, familia și tot, toți erau martorii, inclus și programul de protecție de către doamna Mirică și de către un alt procuror de la DNA, fostul șef al doamnei Mirică, domnul procuror Cerbu. Și aceste patru familii de martori, ei au fost luați, aduși la DNA, scrie cum îți dictăm noi, uite așa trebuie să scrie, așa s-a întâmplat. De exemplu, unul dintre martorii, inclus în program de către doamna Mirică, care ne acuza foarte tare și că ar fi încercat să sinucidă datorită tratamentului. Am fost la proces atunci când am... Da, domnia sa, martor respectiv, spune că a ingerat pastile pe care noi le-am recomandat din partea medicului recomandat de ONPM pentru anumite tratamente psihiatrice împreună cu cantitate de alcool. A fost luat din parcul respectiv, dus la spitalul Floreasca. Buletinul de analize la externarea a doua zi a spus clar, zero alcool în sânge, nu, la examenul toxicologic nu s-au relevat niciun fel de substanțe. După care spune că el de fapt a vrut să spânzure. Dar doamna Miric, asta că tentativă de determinarea sinuciderii, adică s-a mers, sau o altă aberație, grup organizat. Eu eram director la noi, în orice instituție militarizată, semi-militarizată, există o ierarhie dată de funcții, de fișa postului, de tot. Eu eram grupul, locotenenții mei erau șefii de servicii, locotenenții lor erau, ceea ce s-a și dovedit la Înalta Curte și la toate, inclusiv la prima instanță și la a doua, n-a fost luat absolut deloc. Și un alt aspect pe care vreau să-l vis-a-vis de celebru prejudiciu umflat de doamna Mirică făcut din pix, pur și simplu a fost matematică, ne-a refuzat orice expertiză contabilă, cu toate că noi am făcut-o ulterior și știam despre ce e vorba. La instanță, șefa direcției financiare de la IGP, fiind întrebată de către unul dintre avocații noștri, doamnă, la finalul anului 2015, asta întâmplându-se în 2014, care a fost prejudiciu înregistrat de Inspectoratul General al Poliției vis-a-vis de ONPM? Răspunsul ei, la care și doamna judecător a avut o reacție firească, nu am avut niciun prejudiciu. Păi cum, că eu am IGP-ul în sală ca parte civilă. Deci a fost un dosar, credeți-mă, într-un alt stat n-ar fi existat. Dacă ar fi fost anumite probleme, cred că ar fi trebuit de o instanță competentă sau cu anumite noțiuni militare, de ordine, secrete, de tot, inclusiv doamna Mirică, printre altele, în rechizitoriu noiembrie, se folosește de un ordin strict secret, după care noi lucram din punct de vedere al fondurilor pentru protecția martorilor, pe care îl desecretizează în ianuarie. Aceeași chestie de conspiră un martor de la DIPI, care echipurile era martor sub acoperire. Nu, martor sub acoperire, îl deconspiră și pe el tot în rechizitoriu. Adică acest procuror n-avea elementele de bază pentru a instrumenta niște dosare legate de unități care au un regim de lucru special. Și plus, iarăși la ONPM, legea spune clar, identitatea lucrătorilor ONPM are caracter secret. Doamna Mirică a chemat toți lucrătorii de la ONPM, i-a audiat cu datele reale, cu tot. A fost deci ceva... Deci încălcări grave ale procedurii și absolut față, și nimeni nu răspunde. Nu s-a sesizat, da, și când te uitai la inspecția judiciară, era însoțită
celebra procuror. Asta vreau să vă întreb. Când a mers la inspecția judiciară să explice situația pentru care ați făcut plângere, nu? Da. Cu cine se ducea doamna America? Era de mână cu doamna Chioveși, care toată lumea. Dar ideea care e? Vă mai spun. A, se ducea personal. Personal se ducea. Da. Aveam dosarul. Cădea la un anumit complet. Pentru că toți spuneau, ne spuneau avocații, nu vă eliberează, ăștia sunt oamenii sau judecătorul are dosar la DNA, clar. În momentul în care cădeam la un alt complet... Erau judecători care aveau dosare la DNA și judecau? Asta ne spuneau avocații, care fiind în mediul juridic aveau conexiuni și tot. În momentul în care dosarul nostru cădea la un complet, nu veneau cu dosarul. Și s-a amânat pentru a doua zi până cădeam la un alt complet. Majoritatea procurorilor de la înalta curte fuseseră procurori la DNA. Ne plimbam în această junglă a justiției, precum țăranii ardeleni la Viena. N-aveai nicio șansă, dar ne spuneau clar, credeți-mă, orice cabinet de avocatură de oriunde din lumea asta l-am fi avut. Eu am avut chestia să-i spun doamnei Mirică că nu o să aibă niciodată în portofoliu domniei sale de declarație o declarație a mea. Pentru că nu poate să înțeleagă ce spune. Și bine am făcut, pentru că ulterior am putut să-mi argumentez toată apărarea, numai pe probe, nu pe doi martori, că știu, care a fost suficientă pentru a convinge instanța. Deci una peste alta ce s-a întâmplat în cazul Lotul Bărescu. Da, mă bucur că fac parte din loturile celebre, Maniu și alte loturi istorice, bănuiesc în istoria justiției. Putem spune că a fost un grav abuz al unei unități de parchet împotriva unei alte instituții a statului? Nu. A fost un abuz din partea unui procuror slab pregătit, care totuși era dita mai șefa de care direcție. Care era șefa de direcție, da. Care n-a fost numai împotriva unității noastre. Diferența dintre noi și DP, că dacă la DP există totuși o instituție stufoasă, eram 40 de inși mari și lați pentru toată țara asta. Din 14 a luat, din 40 a luat 11. Și toată conducerea. Asta a fost toată treaba. Credeți că prin acțiunea ar fi putut fi pus și în pericol anumiți martori? Categoric. Una dintre acuzațiile, așa, înainte de toate, având în vedere evoluția cu domnul inspector general, care vin la un subiect, așa, ne trimite un control. Inopinat să ne verifice. Domnul inspector general ce? Da, Tobă. Domnul Tobă când era încă inspector da. General. Da, ne trimite să ne facă un control inopinat, iarăși pe marginea unor fricțiuni dintre mine și domnia sa, în care încerca să-mi bage pe gând niște oameni pe care dânsul recomandă să-i bage în unitate, care nu erau pregătiți pentru așa ceva. Și bineînțeles, am refuzat, zic, bun, dacă vin la concurs cu mare drag și trec probele de concurs, ok. Și mă trezesc cu un control din partea unei echipe formate ad hoc de la IGP să vină să controleze. I-am dat afară din birou, l-am spus, în conformitate cu legea, nu sunteți abilitați să ne controlați. Ei iau o struță, o cămilă, că îl îmbrâligase pe domnul Oprea și luase totuși o aprobare, ne dau un răspuns după vreo 4 zile juridicul și fac un control. Nu știau ce să controleze, pentru că majoritatea erau pe date de acoperire. Au venit fără să știe nici ce caută. Și în urma acestui control, ajung ei la concluzia, domne, fondurile nu sunt folosite corespunzător. În ideea în care fondurile nu erau ale IGP-ului, erau ale ministerului. Deci nu putea să controleze IGP-ul niște fonduri care erau repartizate de minister. Și ne-au blocat pentru o lună de zile, ne-au retras toți banii dintre trezorerie și timp de două luni de zile noi nu puteam să facem, că de asta erau și martorii și în proces, domne, că nu ne dădeau banii la timp și toate astea. N-am putut să plătim chirii, n-am putut să plătim asistența medicală, n-am putut să plătim diferite activități, cursuri de pregătire unde erau îngrenați martorii respectivi. După ce au realizat că e o mare prostie și noi am făcut, eu personal am făcut o reclamație la parchet, pentru că nu mai putea să funcționeze unitatea. Ne-au deblocat fondurile și am putut să ne continuăm activitatea. Care credeți, pentru că ne apropiem de final, care credeți că ar fi fost interesul și a IGPR-ului și a lui generalului domnului Petre Tob, a DNA-ului prin doamna America, care ar fi fost interesul să pună această presiune pe Oficiul Național pentru Protecția Martorilor? Este atât de importantă această instituție? Sau
părerea mea că această instituție trebuie și trebuia să fie o instituție foarte importantă. Înainte de toate, era un mecanism de înfăptuire a justiției. O altă problemă. Cred că incapacitatea domnilor lor de a înțelege importanța și-a transformat lupta cu o persoană cu lupta între instituții. Acest tip, am zis, domnul Tobă, din păcate, n-a avut o pregătire polițienească de bază, cu experiență vastă. A fost încadrat direct din subincinești tot. Doamna Mirică, iarăși, nu mi-a dat dovadă că ar fi un procuror de înaltă curte, ca drept dovadă că nici nu avea examenul dat pentru obținerea gradului. Deci dacă e să iau funcția de procuror la DNA, era cam abuziv ocupată sau nemeritată, ca să nu zic abuziv, pentru că n-avea examen de înaltă curte ca procuror. Ca o paranteză, pentru că e bine de știut și mulți se întreabă, poate nu știu cine și cum a ajuns doamna Mirică în DNA. Eu știu din... Ca un executant bun. Îmi amintesc că la... Știu că am discutat cu oameni. A fost cea care și-a înregistrat șeful. Propriul șef la Ilfov. La Ilfov, când era procuror la Ilfov, nu? Da. Și l-a dat DNA-ului. Da, da. Pe lângă și fapt... de atunci a început ascensiunea... Da, și pe lângă faptul, citind și un articol documentându-mă mai mult legat de evoluția domniei sale, am văzut că avea și practici religioase cu boabe de piper, cu toate alea prin birou, adică avea și o apetență din asta către spiritualitatea divină. Păi dacă a fost la Ilfov, la Bufte, acolo... Da, acolo erau celebrele ghicitoare. Ghicitoare, da, vrăjitoarele. Bun. Cred că am punctat cam tot. Dacă mai vreți să-mi spuneți ce am uitat să atingem și vă amintiți, dacă nu, aș vrea să vă întreb acum în încheiere. Este periculoasă munca ofițerilor de la Protecția Martorilor? Este așa cum vedem în filme? Adică cu fel de fel de dicoiuri, cu chestii de genul ăsta. Da, categoric, da. Și acum o să vă spun, o să vă dau câteva argumente din perioada în care eu am lucrat. Înainte de toate, grupările infracționale, știu toată lumea că dispun de foarte mulți bani. Unele violente, altele cu interese economice majore. Bun, vreau să spun că la vremea respectivă aveam informații. Au angajat detectivi particulari ca să afle unde se află martorul respectiv. Înțelegerea dintre clanuri, chiar am avut un caz în care au făcut frăție și un clan cu care clanul vizat de declarațiile martorului era acuzat, îl identifică undeva și ce băți l-am găsit pe ăla. Primești, adică un alt clan dintr-o un parte alt clan, țării, pentru că cooperarea lor e mult mai directă și mai amplă. Identifică pe martorul din care clanul, a dus declarație despre un alt clan. Și pe care primește mesaj, pentru că ne-au venit informațiile astea de la structurile abilitate, spune: găsește-l, bagă-mi-l în portbagaj și mi-l aduci. Adică asta spunea șeful clanului care... din zona respectivă, da? Colaboratorului din alt clan. Omologului său, da, din altă parte. Bineînțeles, l-am luat repede, l-am relocat, l-am dus în altă parte, am asigurat pază, l-am luat cu toată familia și am îndepărtat. Am avut date că doresc să intre cu mașinile în escorta noastră, cu niște jeepuri de teren, stabilise niște ronduri din asta unde noi obligatoriu încetineam viteza și aveam și o astfel de abordare, de pericol. Plus, unul dintre instrumentele pe care l-am introdus a fost aceea ca toți ofițerii și lucrătorii de la noi să aibă identitatea, documente de acoperire vis-a-vis de identitate, tocmai pentru a nu se face. Nici procurorii, nici judecătorii, în principiu, nu știau identitatea noastră reală, cu atât mai puțin martorii care se aflau în program, nu aveau de unde să știe, pentru că exista posibilitatea, nu neapărat noi, că noi ne-am asumat calitatea de polițist cu bune, cu rele, cu riscuri, dar puteau fi îndreptate către familii și tot. Și atunci era una dintre modalitățile de a ne interpune. Sau un alt caz, un alt martor se plimba cu cățelul printr-un oraș unde era relocat, oricum departe de grupare. Și acolo a făcut ca întâmplare să întâlnească cu unul dintre membrii grupării. Imediat ne-a anunțat, am luat-o cu tot ce era, am dus-o în altă parte, am găsit o altă locație. Deci, exact ca în filme. Deci e ca în filme. Exact ca în filme. Vreau să vă spun că la noi în studio a venit acum și
Colegul meu, Sorin Ovidiu Bolan, domn profesor și celebru jurnalist de investigații. Și mulțumesc, mie că o luăm de la început cu emisiune. Mie că o luăm de la început, că bănuiesc că ai și tu niște întrebări, nu? Sau... Nu, eu vă ascult întâi. Că stai să-mi trag sufletul, că vin din trafic. Noi tocmai eram pe sfârșit acum și am discutat despre celebru caz al lotului Bărăscu, a celor de la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, care au fost achitați definitiv de înalta curte și mi-a povestit domnul general prin ce au trecut, cum s-a... Ce să vă spun, am și eu foarte mulți prieteni și colegi, domnul general le știe și știe pe foarte mulți dintre ei. Prieteni și colegi care au lucrat sub acoperire și care nu știau dacă pleacă dimineața de acasă, dacă se mai întorc și dacă își mai văd copiii. Din păcate, astăzi nu mai există așa ceva. Trebuie să o spunem și asta e realitatea, din păcate realitatea care ne afectează pe toți. Pentru că nu se mai face în primul rând la școală, Academia de Poliție nu mai este școala care a fost, acum sunt 0,5 pe loc, atunci erau 20 pe loc, nu se mai face niciun fel de curs de pregătire și dacă se face, sunt trimiși pile, de pile de partid și de stat, pe cumetrii, pe așa, deci este, după părerea mea, este emblematic cazul de la Caracal, în care a venit, dacă vă aduceți aminte, un profiler școlit în Statele Unite, școlit de nu mai știa el câte școli avea, și care a intrat în mintea criminalului. A intrat în mintea criminalului și cred că a rămas acolo, că n-a mai ieșit, n-a mai auzit nimic despre el. Despre asta este vorba, aici duce lipsă poliția română, de oamenii domnului general, fără să-l flatez, nu l-am mai văzut de foarte multă vreme. Oricum, când îl vedeam, nu știam dacă e sub acoperire sau nu. Cred că și poliția română... Am mai auzit pe cineva zilele trecute exprimându-se asupra fostei 2 și un sfert. Și care explica el cum a fost și cum a fost. Întâmplător știu despre 2 și un sfert, n-am fost nici colaborator, nici nimic, dar îi cunoșteam că au murit, Dumnezeu să ierte, pe câțiva dintre ei, inclusiv pe fondator, pe generalul Dan Gheorghe, care l-a construit 2 și un sfert ca un serviciu de informații, ca un serviciu de informații care avea două părți. O parte care culegea informații din rândul, și aici domnul general avea marele rol, care culegeau informații din rândul infractorilor. Pentru că să știți că poliția nu se ducea, cum se duc acum, de greșesc adresa, de trezesc dărâmă din pat câte doi bătrâni. Poliția se ducea pe baza unor informații, erau niște fete, mi-aduc aminte, acum vor fi și ele, bunici. Erau niște fete care erau la înregistrarea asta ambientală. N-avea nicio treabă, n-ai fi visat în viața ta că fata aia te înregistrează ambiental. Puteai să crezi orice. Mi-au aminte de un flagrant care a avut loc la Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea, într-un restaurant, care era un restaurant mai de fiți așa. Și niște tinere domnișoare de astea sub acoperire, împreună cu o procuroare, s-au dus și ele îmbrăcate să nu-și dea lumea seama că sunt polițiste și că urmăresc flagrantul acolo. Păi vreau să spun că șeful cârciumii, care spun, era o cârciumă spălată unde aveau senatori, veneau. Șeful cârciumii le-a spus că le-a văzut îmbrăcate așa mai cu fusta cât Batista. Nu vă spărați, la noi aici, în restaurant, nu e. Până l-a luat una deoparte și a arătat, prietene, uite ce amprenta am aici. Așa se lucra și rezultatele erau care erau. Așa se lucrează astăzi, rezultatele sunt care sunt, ne afectează pe toți. Când avem niște profesioniști care vor să-și facă treaba și vin din perioada aceea bună, sunt distruși de alte instituții ale statului. Nu de alte instituții. De persoane din instituțiile sunt, că instituția sunt niște pereți și o firmă. Este vorba de cafteala unor tâmpiți. Dacă o să te uiți într-un birou, de exemplu, dacă sunt 7 proști și un deștept, la orice firmă, și dacă e privată. Când îl angajează pe deșteptul ăla sau să în birou, ăia 7 proști din priviri să înțeleg ca să-l ardă pe ăla deștept. Exact. Așa se întâmplă și în poliție. Uitați-vă că este domnul secretar de stat nemișcat. Domnul Despescu. Care are numai succesuri glorioase.
Și care este de nemișcat, adică... Inclusiv o unitate, o uniformă glorioasă, model propriu. Da, bă, se purta până anii 90, că fiecare șef de poliție care venea, năștea el câte o uniformă, nu dormea noaptea. Mai trăgeau o dungă, a? Mă, nu că îi trăgeau, dar la un moment dat erau și cei că sunt cofetari, că sunt patiseri. Erau polițiști pe stradă. Așa cum vă spuneam, dacă noi la început, în 90, când am terminat și venisem cu aplombul ăla revoluționar, să facem, să degem tot, am avut... șansa să dăm de niște profesioniști. Mi-aduc aminte, cu locotenentul major să vorbești cu, bă, cum e acum? Nu, domnul locotenent major, maiorul care era șef de secție, era deja un mic Dumnezeu și altceva. Și acum de-aia discutam. Și erau respectați asta. Mai mult decât respectați. Nu că erau respectați, dar să mai întâmpla și o chestie. Uite, Bărbulescu, de exemplu, pe care lumea l-a înjurat, că și el înjura pe politici. Fostul șef, că era rudă cu Ceaușescu, fostul șef al Poliției Capitalei. Eu am fost de față când unui ofițer, a murit Dumnezeu să-l ierte, ăsta îi spune, urma să plecăm noi să bem un șpriț, ca să spun sincer. Și ăsta îi spune, zice, șeful, mi-au și eu 4 zile sau o săptămână de concediu. De ce? Păi s-o duc pe nevastă mea, păi să vrăjel dintre asta. Bineînțeles că s-a prins și a zis, băi, uite care treabă. Eu îți dau 2 săptămâni de concediu. Mi-a dus și mie 2 kg de aur. Nu mie să le duc acasă. Adică și faci ceva de banii ăștia? Vis-a-vis și aici intervin, pe lângă faptul că aveai de unde să... Acolo exista o promovare venită din bunul simț. Adică pleca unul, avansa, veneau așa. Acum te trezesc cu șefi care n-au niciun fel de experiență, nu știu să ia decizii, încurcă totul. La maniera, te duci, te descurci. Dacă iese bine, e merită. Dacă iese bine, iau eu cuvântul la conferința de presă. Dacă iese nasol... Și nu mai au nici de la cine să învețe. În Academia de Poliție sunt jandarmi, profesori de crimă organizată. Deci tot sistemul este mai mult decât dezastru. Dar asta este iarăși, cred că, o chestie urmărită, mai ales de lumea politică, că aceste instituții să nu aibă forța și tăria, să nu aibă independența decizională, să acționeze în conformitate. Să fie niște păpușari pe care ei să decidă politica, inclusiv a poliției, pe diferite zone, regiuni și tot. Fără din discurs. Păcate, îl știm pe prietenul domnului fost ministru de interne, care n-a făcut nicio școală, n-a ocupat niciodată funcția, a fost subordonatul meu. Despre cine vorbim? Pe domnul Mihăilă, care a fost plimbat inspector șef pe lasă-lasă, plimbat cu elicopterul în pandemie, a fost pus la IGI, a distrus și pe acolo, 2 zile rector pe la Academia de Poliție și acum a ajuns lector la Academia de Poliție, că după un intermediar de 3.000... E normal. Chestor. Ce să fie? La poartă, excelență. Nu avea capacitatea să mobilizeze sau să fie compatibil pe domeniul lui de activitate. Și a ajuns chestor. Și zic, îmi pare rău că n-am știut să exploatez un asemenea potențial profesional și creativ. Am fost un manager prost. Da, uite, ce și am ajuns și acolo și el a ajuns în vârful... Mai era o chestie, Laurențiu, era... Ierarhia asta era o ierarhie recunoscută. Deci nu era o ierarhie impusă. Corect. Deci am venit eu că sunt partidul și guvernul și îl pun pe Vârmiu. S-a întâmplat și pe vremea comuniștilor chestia asta. Dar și ce s-a întâmplat? El a pus vărsul lui Ceaușescu, avea abilitatea, șmecheria, că nu inteligența, ca sub el să fie un profesionist. Întotdeauna un profesionist. Că, cum să spun, eu am fost colegian la chimie în liceu. Păi dacă eu aș fi neam cu Iohannis, de exemplu, și m-ar pune la Olchim director, l-am aruncat în aer în 10 minute. Că în 10 minute crevedia e nimic. Exact același lucru se întâmplă în poliție la ora asta. Și acum un șef nu care este mai puțin pregătit nu o să-și înceată unul mai deștept. Și apă unul care să-l recunoască că el e cel mai deștept din toată... Absolut. Și care îi cântă în strună. Și mai e o chestiune. Dacă ați văzut, unul, interimatul este la mare preț. Păi toți care îi întrebi sunt interimari. Sunt interimari de ce? Ca să-i aibă la mână. Corect. Nu mai execuți ce spunem? Pac, te duci înapoi. Am înțeles că asta e tehnica lui Despescu, ca să se plânge din poliție. Despescu a venit cu ea de acasă? Nu, păi dar spun că el a promovat-o și a dus-o la... Păi prefecții de ce sunt majoritatea interimari? Majoritatea prefecților, de ce? Asta e de la guvern. Pentru că e o tehnică foarte bună, îl ții interimar. Ca dovadă ce s-a întâmplat cu interimatul, că îi convine și eluia care este interimar. Uite-te, luăm exemplu de la 2 mai. Cel mai bun exemplu, da?
e cel mai recent. Șeful poliției municipiului Mangalia, băgat până peste cap în porcăria asta, era interimar. Dar era pe funcție de adjunct. N-a putut să fie titular pentru că concursul a căzut cu brio, că toți ăștia iau 1,2, da. 2,5, îi întreabă cum să ridică o amprentă. O amprentă se ridică, te apleci și o iei de jos. Și atunci sigur că ia nota zero. E, acel domn interimar nu mai este interimar, dar el a rămas pe funcția lui de adjunct. Da, nu ocupă pe cea de șef. Nu mai ocupă pe cea de șef pentru că era interimar. Și zice, domnule, l-am dat afară. Nu l-ai dat afară de nicăieri, nu mai e interimar. Domnul Glugă și-a tras Gluga pe cap, șeful poliției IPJ Constanța, și-a tras Gluga pe cap și este tot chestiuri, tot în poli, nu mai e șeful, că era și ce să vezi, tot interimar. Și să... Am un prieten care, mă rog, eram cu el prin vama veche, cred că acum un an sau doi, polițist de elită, care zice, bă, frate, uite-l pe ăla, uite-l, adică omul cu geana, nu așa. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, ăla-i cu heroină, ăla-i cu cocaină, ăla-i cu... Bă, zic, dar de unde-i cunoști? Păi, cum de unde-i cunoști? Păi, unde am lucrat? La Aprozar? Și ăla la Aprozar, știi? Asta-i varză roșie, asta-i varză... Așa știu și... Problema care se practica pe vremea respectivă, deci era stăpânit oarecum... În momentul în care ajungeai ca tânăr ofițer la o secție de poliție, cum a fost la mine, întotdeauna plecai cu minorii. Pentru că în momentul în care tu ajungeai să evoluezi, creșteau și ei și toate alea și aveai afinitatea care se crea între tine ca anchetator și el era fantastic. Anumite legi nescrise și tot. Dar așa nu te arunca sau nu te lăsa. Te luau efectiv și spuneau, stai jos și scrie. Și așa s-a învățat, dar aveai de la cine? Acum, din păcate, nu. Și astea sunt rezultatele. Dar cine pierde? Societatea. Noi. Da, este insecurit. Noi. De-aia sunt... Cred că deja am făcut două emisiuni într-una. Da? Am terminat? Că vreau să vă spun un moment absolut senzațional. Dacă l-am scris în evenimentul zilei. Noi am fost colegi la evenimentul. Mă rog, eram la secția aia cu nucă de amură de la balcon fără să-l prindem noi în brațe. Deci la evenimentul zilei aflăm că o fată a dispărut de acasă, mă rog. Stătea pe strada Labirint, erau niște blocuri vechi, s-au dărmat acum. Și Cristoiu zice, băi, uite, mi se pare cazul ăsta, mai ales că era din Brăila fata, băi, poate o și știi că e cam de vârsta ta, așa, și tu te știi pe acolo, ia niște oameni. Bine, am luat de la mine, știi, de la secție. Era secția de investigare, de reporter special. Dom'le, erau polițiștii de la omoruri răspândiți pe acolo. A venit șeful de atunci, nu mă lasă să-i spun numele, deși este o legendă a poliției române, după părerea mea, cel puțin de nivelul lui Cea Canica, care venea de la șpriț. El și cu colegul lui, comandantul adjunct. Deci stăteau în spatele mașinii așa. Erau împăiați. Și era 7-8 seara. Oamenii erau în afara programului. Dar alarma au venit. Și vine de ăștia mai mici, care acum sunt mari. Au ajuns colonei, au ajuns așa, vin ăștia mai mici și încep să-i spună, șeful aia, nu că am ascultat așa. Și unul dintre ei vine, domnule, am găsit-o, e pe niște scări la subsol și începe să-l întrebe. Bă, dacă apă un vis, așa îl întrebă. Ce, e violată? Se duce să uită, zice, nu, are fusta ridicată, dar are ștrampii pe ea. Deci nu e violată, înseamnă că am pins-o, de aia i-a tras fusta în sus. Are pantofi în picioare? Să duce să uită ce n-are pantofi în picioare. Te sus cu bărbatul care reclamase dispariția și vezi dacă sunt toți pantofi în casă. Se întoarce ăsta, zice, sunt pantofi în casă. Bărbatul a omorât-o. A durat 6 minute. Minute a durat strangulatorul din labirint. De... Eu eram de la strangulatorul din labirint, caz celebru, să predăci la Academia de Poliție, dacă înțeleg aia ceva din el, nu cred. Mecanisme logice de... Și știți ce a făcut, ca să vedeți cum era Gaborul pe vremea aia? Era Hirschman, procurorul, care a zis, dacă a zis domn profesor... De la vrei la șel. Așa, dacă a zis domn profesor, l-am luat, i-am dat pe vremea de acum. L-am luat, i-am dat mandat. La care domn profesor îi spune, japonezul era poreclit, ca să știe poliție, îi spune și bă, lăsați-mă omul să-și îngroape nevasta, mă. S-a dus ăla la Brăila,
a gelit. S-au dus Cosmin Barbu și cu Verișoarna, Dumnezeu să-i... Au pozat acolo, sigur, urmărit, nu știu. Dă-i cu coroane de flori, dă-i cu jale, dă-i cu parastas, dă-i cu de toate, pupă-te cu tata socru, că aoleu ce-am pierdut. A venit omul înapoi în București cu trenul, când a coborât din tren, a zis, prietene, hai că de, hai de executat 20 de. Brigada de la capitală pe omorul cu japonezul, cu piratul, cu Antonescu, cu Cristi Bătlan, erau, și chiar aveai, eu am lucrat cu ei în cazul Mihalea. Da. Mihalea locuia pe zona mea de competență, eram tânăr locotenent și am colaborat cu ei și s-au legat și niște prietenii ca niște arcuri peste timp, dar... Și eu am rămas prieten cu ei. Hai, bă, au venit aia la omoruri, erau... La cazul Mihalea, știi că a fost un club. De unde ai aprins pe aia? De la Neon. De la Neon. Eu l-am stabilit. Știu că... Ideea ce s-a întâmplat? În scara blocului, la parter, era vremea aceea când toți tinerii făceau karate. Dădeau cu picioarele. La parter era un întrerupător cu bascula foarte mică. Au dat ăștia cu piciorul și au spart bascula. Lumina a rămas aprinsă pe drum. Singurul... Am discutat cu administratorul cu tot. A doua zi, pe etajul 1 unde stătea Mihalea, Neon a fost stins. Clar că a fost umblat. Îi spun lui piratul, zic, vezi, uite, asta am stabilit, raport scris din investigație, așa, s-a dus, a luat și pe el amprenta unuia dintre autori care era lucrător la metro, al lui Bobiță. Nu al lui Bobița Neagră, al lui ăla. Așa? Bun. Ulterior, într-o carte, știa, și-au asumat, dar a fost... În cazul meu de debut, să știi că am scris un scenariu de film, pe, și te pomenesc, adică a de... fost o chestie, adusese din ăștia cu radiastază, că e, să căutăm fotografii, ia din casă, o adevărată, venise tot IGP-ul, era la noi la secție, la 22, ce, la Europol, mii copii, câte 10 în fiecare, discuții, analize tot. Da, erau super bă și care își iubeau meseria. Erau calculatoare, se făceau verificări la picior, din om în om, din ușă în ușă. Amprentele erau așa, cu la... Eu v-am zis că am pornit de la... La cazul Rămaru vreau să spun că toată lumea a investigat. Bine, mai veneau și câte doi generali de ăștia politici care călcau pe urme pe acolo. De nebunea japonez și voi împușc pe ăștia de data asta. Dar a fost unul, un domn ardelean, era extrem de meticulos așa, care a găsit... Adeverința medicală. Nu el. Lui i-a venit ca să o trateze la laborator. Domnule, și în fiecare zi omul ăsta așa... Da, adeverința medicală. Ăștia era mai strâns, a mai săpat, că au săpat în cimitirul ăla la Sfânta Vine. Da, adeverința medicală. Că până la urmă adeverința medicală să ducă la... Da, la medicul la care a eliberat-o și pe numele cui și a fost... Ion Sântea se numea. Uh-huh. Da. Ok, deci... Și eu știu, cred că am stat până mâine dimineață la taclare. Din păcate, deja am depășit cu o jumătate de oră standardul. Sper să nu fi sancționat nou. Pentru maestru. În niciun caz, chiar mi-a făcut plăcere și uite cum sancționează copilă pe mine, nu mă doare. Chiar mă bucur că a venit și Sorin în mare emisiune. Onoare și mare apreciere. Onoare. Bun, deci... Eram în trecere pe afară și v-am văzut, zic, ia să intru și... Prieteni, încheiem aici și a treia emisiune Legea Junglei. Ne vedem probabil săptămâna viitoare, dacă nu intervine nimic, ne vedem vineri de la 12 la 1 cu alte subiecte interesante și nu uitați motto-ul emisiunii. În societatea modernă există un singur lucru și numai unul mai hidos decât fără de legea și anume justiția represivă și coruptă. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. O zi bună! Thank you.